Noul cod rutier a fost aprobat săptămâna aceasta în ședința de guvern sub forma unui proiect și astfel a ajuns pe masa de lucru a parlamentarilor. Acesta va intra în vigoare doar după o atentă studiere a noilor prevederi. Șeful Poliției Rutiere Giurgiu, comisarul șef Marian Popescu, este de părere că o lege chiar trebuie dezbătută în Parlament și că toate aceste modificări, care în ultima vreme au născut tot felul de nemulțumiri din partea conducătorilor auto, sunt foarte bune și nu fac altceva decât să reducă numărul accidentelor rutiere și să disciplineze șoferii în trafic. În tot cazul, modificările aduse codului rutier, eu, în opinia mea, sunt foarte bune. Ele nu au decât o singură țintă, și anume aceea de a reduce accidentele de circulație, de a determina pe unii participanți la trafic să respecte regulile de circulație. Ați văzut și dumneavoastră, în ultima perioadă de timp, foarte multe evenimente rutiere, din păcate cu consecințe deosebit de grave, cu persoane decedate, persoane rănite grav. Poate prin aplicarea noilor modificări ale codului rutier e posibil să mai stopăm elanul unora dintre participanți la trafic. Vorbitul la telefon în timp ce conduc, ori discuțiile aprinse cu ceilalți însoțitori din mașină, sunt cauze generatoare de accidente rutiere care de cele mai multe ori se sfârșesc tragic. O altă preocupare e aceea de a purta discuții și a distrage atenția cu cei care se află în habitat cu mașinii. Sau mi-aduc aminte că pe bancheta din spate am uitat ceva sau nu știu dacă l-am pus. Și de aici, tragedie. Mai multe amănunte despre conduita pe care trebuie să o aibă șoferii în trafic, despre modificările codului rutier, dar și preocuparea Poliției Rutiere Giurgiu de a reduce numărul accidentelor printr-o supraveghere sporită a traficului, aflați într-o ediție specială imediat după Jurnalul de Știri.